instanțele procuraturii. Până în prezent stau cererile mele la Procuratura Generală încă din iunie. De la 16 iunie stau niște cereri pe care trebuia să fie verdictul adus în 3 zile, sau cel puțin până la confirmarea alegerilor de către instanțele de judecată. Nici instanțele de judecată n-au făcut dreptate și nici procuratura până în prezent. De ce vă spun că este imposibil să sperăm la o schimbare dacă nu se schimbă sistemul electoral, dacă nu se aduce în bună funcționare Comisia Electorală Centrală, dacă nu se aduce la bună funcționare procuratura și instanțele de judecată. Jos mafia!